Despre puntea de la Grădina Morii din Sighetul Marmației au existat în ultima perioadă numeroase discuții. Podul a rămas însă tot închis, întrucât cei responsabili nu au decis deocamdată care va fi modul în care acesta va fi reabilitat. Viceprimarul Ilică Bereș a precizat că Serviciul Public de Gospodărire Urbană, care este subordonat primăriei și Consiliului Local Sighet, trebuie să facă reparațiile la acest pod. Referitor cu podul, cu puntea de la Grădina Morii, în data de 26.06, eu am făcut o înștiințare, o notă către Direcția Urbană, care este în subordinea și în administrarea căruia este podul, prin care am specificat să aducă podul, să ia toate măsurile necesare pentru siguranța podului. În urma acestei adrese, eu am primit o altă adresă de la Serviciul de Gospodărire Urbană, care ne aduce la cunoștință că nu are oameni specializați pentru repararea podului și o să inițieze un proiect prin care o să ceară o expertiză de realizare a lucrărilor pe podul respectiv. Da, bineînțeles, este necesară o expertiză pentru reabilitarea podului, dar totuși trebuie să se execute cât de curând lucrările de aducere în siguranță a podului și de a începe circulația pe pod. Nu putem până la nesfârșit să ținem închis podul. Trebuie să se hotărească cei de la Urbana în ce mod și nu numai ei și cum se va face reabilitarea podului. Nu este o măsură să aruncăm acum deja pisica dintr-o grădină în alta și deocamdată tot așa, aproape de o lună deja, podul este închis. Eu am înțeles că s-a dat un ordin de reparare a podului înainte de a pleca domnul primar. S-a oprit la continuarea lucrărilor de reparare a podului. Totuși eu consider că Direcția Urbană trebuie să găsească o măsură de reparare a podului. Este falsă afirmația că trebuie să facem comenzi pentru a face reparația podului. Nu, podul nu s-a realizat numai pe baza comenzilor. Dânsii, dacă merg și văd că este o problemă, dânsii repară, pentru că este o direcție a primăriei care lucrează cu un buget propriu. Ei trebuie să țină cont de lucrările care sunt necesare în domeniul public, și nu numai atunci când există probleme, ci și pentru înlăturarea unor probleme trebuie să ia măsuri din timp. Pentru reabilitarea podului de la Grădina Morii există o ofertă încă din anul 2015, însă acele lucrări nu s-au mai făcut. Dar, într-adevăr, există o ofertă de reparație a podului încă din 2015, luna iulie. Această ofertă valabilă, cum scrie în ofertă, doar 60 de zile. Probabil că s-a prezentat la vremea respectivă. Eu nu știu dacă, domnii consilieri, eu acum am văzut de 3 zile această ofertă în valoare de aproape 4 miliarde de reparație numai pentru punte. Bineînțeles, în bugetul anului acesta nu avem disponibili acești bani și trebuie să ne gândim și la faptul că înainte de a începe aceste lucrări, trebuie să în momentul în care începem o reabilitare, trebuie să executăm un studiu de fezabilitate, să se realizeze un proiect tehnic, nu putem să ne apucăm de lucrări fără a avea aceste studii. Deocamdată, cât de urgent trebuie să se facă o reparație a podului, o reparație a punții pentru a pune în circulație acest obiect care în perioada când vin turiștii este foarte vizitat și circulat. Cât timp ar mai putea rămâne închis podul de la Grădina Morii? Nu depinde numai de noi. V-am spus, mână liberă, cum s-ar zice, are Urbana. Ei trebuie să facă lucrările de reparații și la fel cum fac și alte reparații fără comenzi, nu este neapărat necesară comandă pentru repararea podului. La fel cum se strică un joc din parcul de joacă și trebuie să repare, la fel trebuie să repare și acest obiectiv. Avertismentul privind pericolul de accidentare pentru cei care trec podul rămâne valabil. Până la repararea podului, da. Până la repararea zonei pietonale de pe pod, da. Da, da, pentru că nu putem să ne asumăm nici noi și nici ei nu poate să-și asume riscul dacă în continuare se întâmplă, Doamne ferește, ceva. Cei care
țin să vă spun în continuare cei care circulă pe pod și vedeți și noi am văzut, chiar am fost noi acolo când se trecea peste pod, toată lumea circulă pe propria răspundere. Într-un interviu acordat pentru TV Sighet săptămâna trecută, viceprimarul municipiului a mai precizat că lucrările de reparații le poate face Urbana din bugetul propriu. În cazul în care Serviciul Public de Gospodărire Urbana nu dispune de acești bani, este nevoie să depună o documentație în acest sens pentru aprobarea sumei necesare de la bugetul local. Dacă facem lucrări de reparație, atunci nu este necesar buget de reabilitare, pentru că dânșii au bugetul lor propriu și din bugetul lor propriu poate să facă reparațiile necesare pentru pod. Dacă nu dispun de buget, atunci depun o documentație de rectificare de buget pentru a face lucrările de reparații. Pentru lucrările de reabilitare, bineînțeles, este necesar o rectificare de buget, care trebuie să se facă pentru direcția de Urbana, în care prima fază este întocmirea documentației, după care se va face proiectul tehnic, bineînțeles, de specialiști, după care se va începe lucrările de reabilitare. Dar reabilitare este o lucrare durabilă. Deocamdată trebuie să ne gândim la lucrări de reparații. Trebuie să-și revizuie bugetul lor propriu. În momentul în care noi o să facem comandă sau face comandă primăria, atunci tot din bugetul lor, dar trebuie să se facă reparația podului. Ei vin cu o cerere către Comisia de Buget din cadrul Consiliului Local și fac lucrarea și după ce au obținut banii, încep lucrarea respectivă. În momentul în care ei vin cu o cerere de rectificare de buget pentru reparații, reabilitare, pod, acesta va fi pus în fața consilierilor și în fața Comisiei de Buget Finanțe și nu cred că cineva se va opune pentru a acorda banii necesari de reparație a punții. Mai trebuie să specificăm și faptul că, conform statutului și conform legii de direcția urbană, direct răspunsă este Consiliul Local. Reprezentanții Serviciului Public de Gospodărire Urbană nu au putut fi contactați pentru a exprima un punct de vedere în legătură cu acest subiect.